La primăria din Bocșa, consilierii se ceartă, primarul iese învingător. Ioan Barou a reușit să câștige cea mai importantă bătălie din Consiliul Local. Bugetul comunei a fost votat după un blocaj care a durat mai mult de 3 luni și a fost cauzat de demisia unui consilier PDL. Preocupați să treacă pe ordinea de zi invalidarea fostului consilier și validarea celui nou, consilierii opoziției nu au fost atenți ce se întâmplă în sală, moment în care președintele de ședință, Cosmin Cighi, profesor de sport de meserie, i-a driblat ca la carte, a supus ordinea de zi la vot, iar în deruta instalată a reușit să o treacă cu majoritate simplă. În plus, consilierilor prezenți li s-a amintit că dacă nu se ține ședința, nu vor fi nici plătiți. Asta în contextul în care ultima ședință ordinară a avut loc în noiembrie, anul trecut, și tot atunci au încasat și ultima indemnizație. S-a ținut ședința. S-a venit la ședință. S-a ținut ședința, domnul primar. Eu te întreb singurul, s-a ținut ședința. Domnul Margin, nu s-a întâlnit vorumul, ședința... Nu s-a ținut. Da. Atunci ce s-a discutat? S-a discutat invalidare sau validare? Da. Uitați-vă ce scrie pe ordine. Cum să se discute dacă nu s-a ținut ședința? Și de ce nu au fost vorum? Domnul Margin. Pentru că PNL-ul n-a binevoit să fie să validare. Și de 3 luni tot așa se merge. Păi cum? E dreptul omului, a fost ales de popor, cum suntem toți aleși. E dreptul lui. Nu poți să spui că tu... Domnul Margin, eu am citit ce vrei. Domnul Margin, domnul Margin. Citi el pe mine, nu pe lege. Haideți să facem altfel. Nu se respectă legea în primărie asta. Hai să vot, iar e pe vot. Nu e pe... N-ați vrut vot secret, asta e. Eu cine e pentru ordinea de zi propusă de domnul primar? 6. Împotrivă? 4. Abține. 5. Abține. Potrecut ordinea de zi. Cu jumătate de prosonul s-a obținut doamna vice, potrecut ordinea de zi. Cum? Foarte bine. 6 voturi pentru, 5 da, împotrivă. O abținere se duce la... Abținerea e tot contra. Domnul primar, vă rog frumos să vă interesați. Vă rog frumos să vă interesați. Eu cred că potrecut ordinea de zi. Tot contra e. Ia vedeți ce e abținerea. Vă rog frumos să sunați domnul Plău. Acum nu suntem chiar în... Să sunați pe cineva care cu 6 voturi contra, 5 împotrivă și o abținere. Vedeți ce înseamnă lipsă secretar? Jurist, pardon. Domnul, vă rog frumos, arăt un concediu medical. Asta e ce face. Că... Da, eu spun cu trecut ordinea de zi. Înseamnă că fiecare... Odată trecută ordinea de zi, bugetul comunei a fost votat în unanimitate, cu unele mici amendamente propuse tot de echipa primarului Ioan Barou.